Dați-mi voi să vă citesc din Evrei, capitolul 4, cu 17, cu 7, spune așa, El este acela care în zile vieții sale pământești, adâncând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-mi izbăvească de la moarte, adică Iisus. Și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Dragilor, ne arată Domnul despre Iisus Hristos. El a fost un om obișnuit cu suferința, un om al lacrimii. Biblia ne vorbește de David, David fiind un om care a plâns, a fost cel mai plângăresc în Ierusalem. Când David plângea pentru popor, plângea pentru starea lui, când un om este atât de mișcat cu plânge, pentru păcatele altuia, Dumnezeu îl ridică la rugnicie. În Psalmul 119:59, Psalmistul spunea, mă gândesc la căile mele și mă îndrept picioare spre învățăturile tale. Noi trebuie să ne gândim serios la natura păcatului, unde umblăm noi, de ce căi umblăm noi. Nu putem umbla cu Dumnezeu dacă umblăm cu lumea. Dragilor, Fiul Risipitor când și-a venit în fire, după ani de zile de viață destrăbălată, s-a gândit serios la situația lui și apoi s-a pocăit. Și a zis, ce voi face? Mă voi scula, mă voi întoarce în casa Tatălui. Acolo și argații au pâine. Dragilor, Petru când s-a gândit la cuvintea lui Hristos, a plâns amar. Unde sunt lacrimile noastre, dragilor? Unde sunt lacrimile noastre? Noi plângem pentru lucruri materiale și pierderi în lumea aceasta, dar dacă am plânge mai mult pentru starea noastră jalnică, Duhul lui Dumnezeu nu s-ar mișca mai mult în lacrimele pocăinței și atunci Duhul lui Dumnezeu va lucra în dreptul fiecăruia. Dragilor, există o realitate unde Dumnezeu vrea să o cunoști. Dacă Iisus Hristos a trecut pe acolo, oare noi vom merge pe flori în cer? Haideți să ne gândim ce spune Domnul, mă gândesc la căile mele și mă îndrept picioare spre învățăturile tale. Noi trebuie să te sfințe aici, 2-3 ore, nu păcătuiește nimeni, în afară de gândurile noastre. Dar când ieșim afară, ne întoarcem la ale noastre. Dragilor, Biblia ne spune clar, spune realități, iar dacă le-am luat în serios, ne-ar ajuta să ieșim afară din păcatele în care ne zbatem. Unii suntem zbuciumați, alții suntem munciți de duhuri, alții suntem munciți de poftele noastre, de lăcomia noastră, de lucrurile materiale a lumea acestea, alții nu au pace, alții nu mai au bucurie, alții nu mai vin la biserică. Dumnezeu vrea să te elibereze astăzi, Dumnezeu vrea să-ți arate ceva. Fiecare păcat reprezintă o depărtare de Dumnezeu. Ieremia 2:5 spune, Dumnezeu este binele suprem, iar binecuvântarea stă în unirea cu El. Noi spunem că avem o relație cu Dumnezeu, dar cercetați-vă pe voi, spunea Pavel, și vedeți dacă sunteți în Hristos. Dacă eu sunt în Hristos, nu mai pot să fac unele lucruri. Eu trebuie să-L onorez pe acest Dumnezeu care mi-a făcut mult bine, de să-L iubesc pe acest Dumnezeu, dragilor. Isaia 1:4 spune, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele. Cu cât te îndepărtezi de soare, te duci în întuneric. Cu cât te îndepărtăm de Iisus Hristos și de biserică și de rugăciune, mergem în captivitate. Dacă noi n-am înțelege ce înseamnă păcatul, noi n-am pocăit cu adevărat. Psalmul 51:17, și am să vă arăt ceva. Ce cere Domnul de la noi? Dacă David n-ar fi căzut, nu ne-ar fi scris aceste frumoase perle. Dumnezeu îngăduie în viața noastră căderi. Exemplele Bibliei ne trage pe noi să înțelegem de ce a lăsat Domnul și pe Petru să cadă. Ca să ne arate nouă ce-i în inima noastră, dragilor. Dacă David n-ar fi căzut, nu s-ar putut scrie aceste psalme frumoase, experiențele lui. Uitați ce spune Psalmul 51:17, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mântuită. Când predic aici, pastorii când cântă, ne mai dau lacrimi, ne mai vedem noi starea noastră. Ar fi bine să ne vedem cum ne vede Dumnezeu.
Că dacă ne-am vedea cum ne vede Dumnezeu, avem trecere. Când inima noastră e zdrobită, dragule, draga mea, ascultă-mă. Tu ai trecere la cer. Când inima noastră e zdrobită, spune că Domnul care trăiește într-o lumină uluitoare, care nici un om l-a văzut, care nimeni nu se apropie de el, el este cu omul zdrobit, el umblă pe pământ cu omul zdrobit și smerit ca să învioreze Duhul de Cătine. Smerite. Ne apasă păcatul. Ne pare rău de păcatele noastre. Care este testul? Și dovada că noi avem o relație cu Dumnezeu, că noi păcătuim, că e posibil să păcătuim. E posibil să credem. Mai ne inervăm, ne mâniem. Ne pare nouă rău de păcatul acela. Ne mustră Duhul Sfânt. Ce-ai făcut din oameni? Ce-ai făcut Vasile? Ce-ai făcut Matei? Ce-ai făcut Adam? Doamne, iartă-mă. Că Tu ai o relație cu Hristos. Chiar dacă păcătuiești. Nu cu voia. Tu te întorci și spui, Tată, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Vă-mă ca un argat. Dacă inima mea este întoarsă de la păcat, totul nu este decât o prefăcătorie, dragilor. Ieremia 3:10 spune așa, cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Iuda a făcut o paradă de pocăință. Câți dintre noi facem o paradă de pocăință, dragilor? Dacă nu învățăm să plângem cu Petru, aici vom plânge prea târziu cu Iuda în iad. Există oameni care plâng de ea, dar nimeni nu-i mai ascultă. Dumnezeu dorește ca tu să vii la El. Vreau să ne ridicăm în picioare și să facem o lucrare astăzi. Să-i spunem, Doamne, poate Tu îi spui că Domnul nu te mai ascultă. Poate nu te mai ascultă, poate păcatul a fost o zile de spărțire între El și tine. Dar vă zic, Doamne, dacă eu nu mai am lacrimi pentru mine, dă-mi lacrimi pentru semenul meu. Când noi învățăm să plângem pentru starea altora, Dumnezeu lucrează mai repede în viața lor. Când noi ne rugăm pentru alții, Dumnezeu lucrează. Am văzut lucrul acesta. Haideți să ne rugăm în direcția asta. Cine dintre voi aveți cauze? Aveți și cauze. Ridicați o mână în sus. Dumnezeu vă ascultă astăzi.